fiecare an, venirea iernii este un coșmar pentru o parte dintre locuitorii orașului Buzău. În ultimele zile, telefonul Campus TV a fost asaltat cu apeluri ale cetățenilor care invitau echipele de filmare pe strada lor plină de noroi și bălți. Localnicii de pe strada Izvor, de pildă, se plâng că gurile de canalizare sunt mai sus de nivelul străzii. În consecință, apa pluvială nu are unde să se scurgă și după ploaie strada, dar și curțile locatarilor se inundă. Este foarte greu și pentru copii și pentru noi. Mult noroi, multă apă, intră în curți când plouă și este mizerie. A venit și au făcut acum 2 ani un pic de balastru, balastat un pic strada și acum, ia uitați-vă în ce hal arată. Așa, când au făcut canalizarea, gurile de scurgere la canalizare sunt în sus, deci pe stradă nu se scurge nimic în canalizare, din apa de ploaie, din tot ce este, nu e. Și nici nu știu dacă vom avea șanse să ne asfalteze și nouă străduța. La 2 pași de strada Izvor se află strada Viilor, de asemenea fără asfalt, și aici riveranii își încalță copiii cu cizme până la capătul străzii, pe care le schimbă apoi cu pantofii de școală. Promisiuni din partea edililor au primit în nenumărate rânduri, mai ales în perioada campaniei electorale. Au dus pe mica dimineața la grădiniță și au luat-o în spate. De ce acolo cu bălțile? Colo, 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 colo. Că a luat banii. Vă dați auzit, a luat banii pe stradă. Un vecin a plecat să plătească, să bagi gazi. Și așa că plătiți asfaltul. Care asfalt, domnule? Că aici l-am născut. Și-a luat primăria bani și-a luat bani. Când plouă, apa toată vine în curte pe partea dreaptă, adică pe partea câmpului, cum s-ar spune. Când vine ploaia, apa ți intră și în casă de multe ori. Vin alegere, promit. Că facem, dregem, tot așa rămâne. După ce trec alegerile, se așează pe scaune fiecare, nimeni interesează de ce se întâmplă pe o stradă sau pe alta. Îi scoatem până la stradă cu cizmele și de acolo le dăm în picioare, dar așa ne ducem și noi, nu numai că ți-e și rușine. Ori ne spălăm la capul străzii ca să poți ieși în oraș, ca un om civilizat, așa cum se zice, că... dar treaba este alta, băieții, plătim ca și ei din centru. Concluzii puteți să trageți. Asta este, primul rând, strada asta e. Problemă, vedeți și noastră, e ora de copii, de la școală, la grădiniță. În cealaltă parte a orașului, zona din spatele filaturii este pur și simplu un ghetou. Strada Iazului poate fi lesne redenumită ca strada Iadului. Bălțile din piațeta aflată în centrul ghetoului sunt atât de adânci încât riveranii nu își fac curaj să le traverseze nici încălțați cu cizme de gumă. Nu mai putem, domnule, deci nu se mai poate. Uitați și dumneavoastră ce este. Am vorbit deși cu domnul vice, apa... A zis că ne pune, că ne ăla. Apa toată, uitați-o ea, și intră toată la subsol, la blocuri. Deci noi nu mai știm, nici la țară, nici la țară, oriunde ar fi, nu mai putem străim ce e aici. Dumneavoastră sunteți posesor auto, mai puteți să mai ieșiți cu mașina? Nu, uitați, chiar puteți să dați ce ne-a făcut, că am mașina în spate aici și nu putem să mai ieșim, nu putem să mai ăla, nici măcar niște piatră de aia să ne-o fi pus, să ne ia noroiul ăsta de aici, că mai rău ne-a făcut dacă a săpat. Și ăla, și uitați și dumneavoastră cum este. Și aici oamenilor li s-a promis asfalt în nenumărate rânduri, dar fără niciun rezultat. De 13 ani stau eu aici și așa am trăit, numai mizerie, numai băltoace, numai și vară și iarnă și de 13 ani. Plus că figurează cu asfalt aici, am făcut nenumărate cereri la primărie, degeaba, nimic nu se face. Dacă pentru toți acești buzoieni municipalitatea nu a găsit niciodată bani de asfalt, în schimb pentru ultimul cartier al orașului, Orizont, primăria Buzău alocă anual 10 de miliarde. Astfel se face că aici asfaltul este impecabil, iar noroiul inexistent.